Odată cu zilele orașului Sfântul Gheorghe, filiala județeană Covasna a Societății Naționale de Cruce Roșie pune la cale un eveniment de strângere de fonduri pentru tabăra de vară de la Cernat. Aici vor participa circa 60 de copii nevoiași din tot județul Covasna. Ca urmare, în perioada 22-24 aprilie se va desfășura programul Weekend în Familie, unde părinți și copii vor putea participa la activitățile organizate de Crucea Roșie. Organizăm acest eveniment cu ocazia zilelor Sfântul Gheorghe, deja de 5 ani. De la an la an, numărul de participanți crește. În cadrul activității, strângem donații pentru tabăra de vară, pe care o organizăm anual la Cernat, pentru 60 de copii nevoiași din județ. La eveniment poate să vină oricine dorește, a declarat coordonatorul evenimentului. Așadar, la activitate sunt așteptați toți doritorii, de la mic la mare și la un grătar, unde se vor găsi bunătăți pentru toate gusturile. Surprizele nu se opresc aici. Copiii se vor putea bucura de un castel gonflabil, de ponei, precum și de alte activități amuzante. Crucea Roșie Covasna urmează să desfășoare și a 53-a ediție a concursului de prim ajutor adresat elevilor, sanitarii pricepuți.